Nu știi niciodată când te lovește norocul, mai ales atunci când te trezești cu aproape 300 de mii de euro în plus în buzunare. O bunicuță în vârstă de 84 de ani a pus mâna pe marele premiu la loto. Bătrânica știe deja cu cine va împărți mica avere, dar știe la fel de bine și ce condiții trebuie să îndeplinească persoana care se va îmbogăți peste noapte datorită ei. M-am gândit așa că măcar 4 numere să-mi iese și mie, măcar 4 numere, 5 numere. Dar de 6 nu m-am, niciodată la 6 numere nu m-am gândit. Și am fost așa, întâmplător. Nici bilute n-am luat nimic, le-am notat. Direct, am zis că să câștig măcar atâta ca să mai acoper datoriile. Am făcut atâta economie ca stat în frig. N-am copii, am o strănepoată. Nu stă nimeni cu dumneavoastră, stau singură. Nu stă, stau singură, vă dați seama. Nu mai am pe nimeni. Mai am o... De asta zic că n-aș fi vrut să știe. Eu am o nepoată care-i făcut să-mi iei întreținere și i-a zis că să fac ce vreau cu apartamentul, că ea nu poate să mai mai ție, că e bolnavă și n-are cum să mai plătească, să plătească și apartamentul la tată. Ea urmărea ca să vândă apartamentul, ca să pune mâna pe bancă, îmi dă o garsonieră, îmi iau o garsonieră. Eu mă duc într-o garsonieră, cine are grijă de mine? Ce vă doriți din toți banii ăștia? Vă doriți să aibă cineva grijă de dumneavoastră? Asta este, să mă respecte și să stea cu mine să mă îngrijească. Mă gândesc că nu sunt străini, e nepoata, e de la sora mea. Să vină din străinătate. Da. Au și ei copii sau nu au? N-au copii. Nepoata mea am încredere.